Bine v-am regăsit, prieteni, la Tincure Povestite! Subiectul de astăzi este despre primul fotomodel profesionist din istoria omenirii. Și ne bucurăm să spunem că acest model profesionist a fost o româncă, Renadi Pârlea. Haideți să ascultăm povestea! În vremurile acelea, lumea întreagă începea să se dezmorțească după încheierea primului război mondial și după atâtea restricții și suferințe. Capitalele lumii începeau să rănească, frumosul să se vadă la fiecare colțișor și chipuri surzătoare să iasă la o promenadă pe bulevarde. În anii 30, se îndrăznea din nou a se spera la o viață liniștită și îndestulătoare. Parisul era unul dintre orașele care se recompunea cel mai rapid după război. În artă, în muzică, în absolut tot ce avea legătura cu frumosul și bucuria. Dăduse tonul dintotdeauna și continua și acum să fie punctul din Europa unde moda se năștea în orice unghier. Acum, în anii 30, Parisul se redefinea și se reinventa în fiecare zi. De ceva vreme, nu se știe chiar de câți ani, o adăpostise și pe Renadi Pârlea și pe familia ei. Plecaseră din Iași și reușiseră să ajungă la Paris, cel mai probabil după terminarea primului război mondial. Despre familia Pârlea nu se știe mare lucru decât că era de origine evreiască, iar anul și motivul plecării din România, din Iașiul de acasă, au rămas necunoscute. Însă în anii aceia nu oricine își lăsa țara și pornea în căutarea unei alte vieți decât doar dacă aveau unele legături cu Franța, de exemplu, sau cu Parisul, ori dacă familia ei avea o oarecare istorie și bogăție. Nu știm, presupunem doar. Cert este că Renadi Pârlea este deja aici pe când avea 26 de ani și pe când deja făcuse carieră în lumea modei. Se născuse în 1904 la Iași, dar familia de origine evreiască se stabilise ulterior în Franța, cel mai probabil pe când ea era o promițătoare adolescentă. Nu știm nici când sau cum s-a derulat întâlnirea cu creatorul de modă Georges Douillet, care în anii 1900 avea deja o casă de couture renumită. Cert este că Renadi Pârlea, care acum se numea René Perle, era de ceva vreme cunoscătoare a uzanțelor pariziene în materie de modă și, cel mai probabil, era la cunoștința celor mai renumiți fotografi. Așa se face că într-o zi, la poalele turnului Eiffel, la o plimbare oarecare, observă activitatea unui bărbat care se întrecea în a obține cele mai neobișnuite unghiuri ale unui subiect pe care îl fotografia. Dacă știa cine este sau nu, n-avem idee, însă René s-a dovedit a fi destul de încrezătoare și de conștientă de sine. A traversat bulevardul și s-a proțăpit în fața acestui fotograf, prezentându-se cu un zâmbet ștrângar în colțul gurii, posibil văzând stupoarea și năucirea de pe chipul celuilalt. Nu știa cine era ea, dar știa ce vedea chiar atunci în fața lui. O zeiță, o întruchipare a grației feminine și a încrederii absolute și o frumusețe neasemuită pe două picioare, care întindea mâna și pe semne aștepta un răspuns. Ce-i spusese oare? Ah, da. Bonjour, mă numesc René. Sunt româncă stabilită aici, la Paris, fost model la Douillet. Acestea au fost cuvintele cu care românca noastră s-a prezentat în fața fotografului vieții ei. Putea să fi zis orice pe semne, pentru că fotograful, nimeni altul decât Jacques-Henri Lartigue, era trăznit, copt, prostit, vrăjit și stătea cu gura căscată la minunata dezinvoltă din fața lui, care îi zâmbea ademenitor. Mai văzuse ea expresii neucite din acestea. Dar el nu mai văzuse femei ca ea. Pur și simplu ceva îl făcea să se holbeze curios. Poate formele îndrăznețe, talia prelungă, picioarele acelea lungi și mâinile cu degete subțiri, iar zâmbetul acela misterios avea ceva cu siguranță ce nu mai văzuse în nicio imagine, în nicio fotografie apărută până atunci. Doar era fotograf. În vara aceea a anului 1930, Jacques-Henri Lartigue se îndrăgosti de cea care avea să devină dragostea vieții sale, împreună cu care, bineînțeles, mai târziu, avea să formeze cel mai râvnit cuplu al modei pariziene. În clipa aceea se forma o legătură între ei care îi făcu pe amândoi celebri în întreaga lume. Jacques-Henri nu era ușor de impresionat, dar acum era perplex. Avea în jur de 36 de ani și un palmares generos și unic în privința fotografiei, iar cadre și portrete făcea de pe vremea când avea 7 ani. Când a primit primul său aparat de fotografiat. În decursul anilor, datorită și influenței familiei sale destul de avute, a avut ocazia să interacționeze cu nume de renume.
deținea cadre cu primii mari aviatori francezi, Gabriel Voisin, Louis Poulain, orb marele Roland Garros, Suzanne Lenglen, îi surisese de foarte multe ori. Era prieten la cataramă cu Pablo Picasso, cu Jean Cocteau, dejuna alături de scriitori cu peniță fină, cina împreună cu vedete ale scenei. Jacques Henry nu era oricine. Știa cine era el, însă n-avem nicio confirmare. Biografia lui este și acum destul de generoasă în comparație cu a ei. Totuși, pe loc, între ei începu o legătură, o poveste. El nu putea să lase să scape obiectivului o asemenea emanație nedeslușită și absolut irezistibilă pe care imposibil să nu o poată captura în vreo poză, toate acestea venind din partea ei. Ce conta că venea din fundul Europei? Bine, România avea și ea micul ei Paris, bineînțeles, în acele vremuri, și tocmai proclamase un nou rege pe Carol al II-lea de Hohenzollern, a doua oară. Nu conta nici că fusese model pentru celebrul Georges Duillet, până la urmă nu era de Dicolea. Să lucrezi cu unul dintre tăticii modei pariziene însemna să fii cineva. Apoi Duillet a dat ora exactă în tot ce însemna moda vremurilor. Cine nu se îmbrăca de la el, cine nu mergea în atelierul său de creație de pe marginea Senei, înseamnă că nu știa nimic despre trend, n-avea idee despre modă. Dar asta nu mai conta în acel moment pentru Jacques Henry. În fața lui exista o femeie, înaltă, cu sânii mari, mâini subțirele, picioare interminabile, privire care îl vrăji, însă era atât de directă acea privire încât tăia geamul, asemenea unui diamant cu multe carate. Trebuia să o mai vadă, odată, la o cină, cu siguranță, așa că o invită. Nu știm cum a decurs prima lor ieșire la cină și la câtă distanță de la prima lor întâlnire de pe stradă. Nu știm nici unde s-au întâlnit, deși ne-ar plăcea să ne imaginăm un loc select și romantic și poate unde se adună de obicei lumea bună artei. Până la urmă erau locurile în care putea fi găsit Jacques Henry l'Artigue, deja celebru în anumite cercuri. Nu era atras doar de fotografie. Cu Picasso vorbea despre pictură și îi arăta picturile sale. Dar aparatul era ceva ce însemna pentru el mult mai mult, pentru că, cu o reflexie anume a luminii, în câteva minute putea avea cele mai incredibile ipostaze, chiar dacă în alb și negru. Pictura era departe să ofere această magie. Avea cam 36 de ani și își desăvârșise văzul. Mai mult, îi făcuse și pe alții să vadă în fotografie și altceva decât un portret fără decor. Era tăticul efectelor fotografice, al ipostazelor inedite. Nimeni nu mai fotografiase până atunci o frunză în cădere, un copil în aer în timp ce sărea, un efect de explozie sau de împroșcare, chipuri în revers. Nimeni nu mai făcuse toate aceste lucruri. Iar când un fotograf ca el se afla în fața unei femei care ne vedea, de fapt, impactul frumuseții sale, vedea în ea seducția și feminitatea și avea să o arate întregii lumi în gesturi simple de femeie. Aceasta era promisiunea lui fix din acel moment. Ce noroc pe el astăzi! De fapt, așa a fost din naștere. De când s-a născut, de la 13 iunie 1894, a avut parte de o copilărie foarte fericită, iar familia sa era o reprezentantă de seamă a clasei sociale burgheze, ceea ce însemna o educație aleasă, dar și condiții de viață foarte bune, inclusiv susținerea pasiunilor sale artistice. A fost norocos că n-a trebuit niciodată să muncească altundeva decât în propriul său atelier fotografic. Viața aceasta îi permitea să fie în mijlocul celor mai moderne distracții, cum ar fi cursele aviatice sau cu mașini, ori turnee de tenis, în cadrul cărora era cel mai vestit martor, un martor al întregii lumi prin fotografiile sale. Era iubitor de frumos și mereu în căutarea muzei perfecte, veșnic îndrăgostit ca toți artiștii, a avut numeroase relații cu diferite modele din Paris. Însă, această româncă, René, era ceva nemaipomenit. Doar uitându-se la ea, a înțeles că avea să-i ofere nu doar experiența vieții, dar și cadrele cele mai incredibile din lume, nemai văzute până atunci. Era deja obsedat de ea și puțin lipsea să n-o facă să fie obsesia lumii. Era convins de asta. Și apăruse la marele fix, René, în viața lui, tocmai când era un suflet pierdut. Căsnicia cu prima soție, Madeleine, se încheiase după 11 ani, iar el căuta alinarea pe străzile Parisului în căutarea de noi interese, noi cadre de prezentat lumii. Dar mereu știuse că este un norocos.
Ne-ar plăcea să știm mai multe despre pregătirile de dinainte de întâlnirea celor doi, despre emoțiile inevitabile ale primei cine împreună, dar rămâne să ne imaginăm doar cum a fost să o revadă. De data aceasta, cu siguranță, ea avea să ofere ochilor lui și inimii mai multă frumusețe cu care să cimentuiască definitiv impactul asupra lui. Ne putem imagina o René Perl intrând grațios și în cele mai bune și neconvenționale ținute, discutând seducător și mișcându-se grațios ca în fața unui fotograf care captura cadre cu mintea și cu inima. Nu excludem să nu fi avut cu el aparatul de fotografiat. Tocmai în acele vremuri, fotografia a avut o renaștere extraordinară, trecând de la nepracticele aparate cu burduf către camere fotografice portabile destul de masive, dar cu flash orbitor. Și-adar, ei doi. Ea în vârstă de 26 de ani și de o frumusețe izbitoare, iar el cu 10 ani mai mult și singur și suficient de șarmant. Și poate și mai seducător prin modul care știa să scoată frumusețea din orice. Avea în fața sa un diamant necunoscut. Trupul acesta, înalt, suplu, dar cu forme generoase, era armonizat perfect cu părul brunet și privirea pătrunzătoare. În ciuda faptului că avea o postură intimidantă, trăsăturile ei exprimau doar senzualitate și feminitate. Era combinația perfectă pentru o femeie pe care să nu o uiți niciodată. În termeni artistici, cei care te inspiră sunt muze, însă, din acel moment, pentru Jacques Henry, românca a devenit mai mult de atât. O iubită era consecința firească, însă, la fel de firesc din iubirea lor, avea să o transforme în cel mai râvnit model al timpurilor. Era deja obsesia lui. Spunea adesea fotograful, în jurul ei văd magia. Era atât de fascinat de frumusețea ei delicată, încât, atunci când nu o fotografia, o picta. Dimineața merg în grădină să pictez. Ea e sus, așteptându-mă în camera ei. Își face coafiura, se îmbracă, își vopsește genele, mănâncă dulciuri. Pierde vremea, contează prea puțin. Tot ce contează este că o știu acolo, că mă așteaptă și că trebuie să răspund chemării iubirii mele. Ea. Cine este ea? René. Dincolo de toate, o femeie. Probabil prima femeie adevărată pe care o întâlnesc. Sunt copleșit ca un explorator care descoperă într-o pădure virgină exemplarul încă în viață al unei specii dispărute. Aceste lucruri le scria Jacques Henry Lartigue în jurnalele sale. Au început să plece într-o vacanță prelungită prin mai multe țări, unde au trăit comod și fin, asta datorită averii lui, răsplătindu-l cu cele mai incredibile imagini, cadre, ipostaze, pe care nimeni nu le mai realizase până atunci. Până la urmă nimeni nu se îndoia că acesta era firescul efect al iubirii lor. Sclipirile din ochii ei, curajul de a-i poza în felurite ipostaze, de a seduce o lume întreagă apoi cu corpul ei, se datora doar iubirii dintre ei. Jacques-Henri Lartigue mai spunea, sunt toate frumoase, dar René e unică. Părul ei dat cu lac, silueta ei suplă, tricourile moderne, mâinile pline de brățări și unghiile lungi și lucioase o fac fermecătoare. Alături de ea văd un halo magic, este un înger, scria el. O fotografia dormind, mâncând, citind, privind, întinsă pe nisip sau pe iarbă, iubind un animal sau fiind tristă. În total, 341 de fotografii oferite lumii în vacanța lor de 700 de zile. Atât a fost iubirea lor. Suficient ca să-și îndeplinească scopul și să o transforme pe René în primul fotomodel din istoria omenirii. Un model profesionist care poza cu atâta naturalețe și feminitate, emanând seducție infinită oriunde, chiar și într-o cușcă plină cu lei la o grădină zoologică, așa cum ar fi pozat la fel de natural pe o plajă însorită sau printre copaci sau într-un studio. Îl surprindea mereu și a alintat-o parasol, umbreluța, pentru că, spunea el, indiferent cât de bine o cunoștea, tot avea ceva misterios și nedefinit. A iubit-o doar 2 ani. În care au trăit la Cannes, apoi la Biarritz, mai peste tot o imortaliza. Însă René era și capricioasă, îi făcea scene de gelozie, îl fierbea. Jacques-Henri Lartigue își scria jurnalele cu meticulozitate, un obicei al lumii elegante și rafinate. Iată ce spunea el cu ocazie. Este tandră, pasională și devotată. Peste toate acestea René înseamnă dragoste. Face mereu scene. Este gelozie sau nebunie?
poate simte nevoia să ne certăm de dragul împăcării. Sunt prea cu picioarele pe pământ, prea spectator și prea prost actor pentru acest tip de joc pe care René vrea să-l jucăm. Rei 141 de fotografii în 700 de zile par puține în zilele noastre, când efectiv capturăm imagini la orice secundă. Dar atunci, la începuturile erei fotografice, era o avalanșă de fotografii, era ceva de neînchipuit. Existau încă oameni pe atunci care abia aveau o fotografie unică cu toată familia în toată viața lor. Existau tineri care abia aveau o poză pentru iubitele lor. În acele vremuri era o practică, o fotografie în copilărie, una când deveneai adult, poate una la căsătorie și poate alta post-mortem. Nu toată lumea beneficia de prea multe fotografii. 341 de fotografii în 700 de zile era ceva. O înfățișau îmbrăcată în ținutele ei favorite, maieuri, tricouri, cu mâinile pline de brățări, aurii, brățări care scoteau clinchete la fiecare mișcare. Însă, iubirea care i-a unit începea să apună, să se transforme, până într-o zi când, la capăt de 2 ani, cei doi s-au despărțit, la fel de brusc și de intens, fără să se mai revadă vreodată. Cadrele realizate de la Artig cu René Perl aveau să devină faimoase vânzându-se la marile case de licitații. Spre exemplu, în 1999, René Perl în haina albă se cumpăra cu peste $4,000. Astăzi, datorită acestei iubiri, orice carte de istoria modei o amintește. Iar Jacques-Henri Lartig a devenit și mai celebru în lumea fotografică, datorită iubirii dintre ei. Ce s-a întâmplat mai târziu? Ei bine, ambii și-au căutat iubirea în viața lor și se pare că au găsit-o, dar poveștile lor n-au mai fost făcute chiar atât de public. Despre René Perl, ca și de dinainte de această iubire, iarăși nu se mai află nimic. Se căsătorește, devine mamă, se stabilește undeva în sudul Franței, unde avea să decedeze în 1977. A început și ea să picteze, dar poate doar din hobby. Un tablou de-al ei a fost vândut și expus în anul 2000 de către una dintre fiicele sale. Atât știm despre ea. De asemenea, și Jacques-Henri avea să se mai căsătorească. Ba de 2 ori, ambele soții i-au pozat, pe ambele le-a iubit, din ce declara chiar el în propriile sale corespondențe și jurnale. Dar niciuna dintre femeile sale n-au eclipsat-o pe René, românca născută la Iași. Niciuneia nu i-au fost adresate cuvinte mai frumoase ca lui René. Am lucrat cu multe femei superbe. Pe lângă ea, toate celelalte păreau provinciale, avea să spună Jacques-Henri Lartig unui prieten. Lartig a realizat peste 100.000 de fotografii în cei 92 de ani ai vieții sale. Peste 116 albume au fost donate statului francez și peste 500 de tablouri realizate de el, alături de aproximativ 7.000 de pagini de jurnal și corespondențe private. Povestea lor, în numai 2 ani construită, a rămas vie peste timpuri. I-a făcut celebri pe amândoi, iar noi astăzi ne putem mândri că primul fotomodel din istorie a fost o româncă, Renadi Pârlea, René Perl.